meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea accentuat în următoarele zile, iar mercurul din termometre va coborî chiar și la 0 grade Celsius. Astfel, temperaturile maxime vor fi la limita pragului de îngheț în regiunile estice, sudice și centrale. Vineri la Giurgiu se anunță vreme foarte rece, mai ales dimineața. Cerul va fi variabil, vântul va sufla moderat, iar în termometre se vor aduna cel mult 5-6 grade Celsius, iar șansele de precipitații vor fi minime. Astfel, la Bolintin, Mihăilești, Ghimpați, Hotarele, Izvoarele și Comana se vor înregistra maxim 2 grade Celsius. La Giurgiu vor fi 3 grade Celsius. Vântul va bate cu o viteză medie de 24 de km pe oră. Presiunea atmosferică va fi de 768 mm coloană de mercur, iar umiditatea 90%. Apele Dunării sunt în creștere cu 30-40 de centimetri, cota probabilă 240 de centimetri.